Ca regulă generală, postul începe întotdeauna în lunea de după Duminica tuturor Sfinților, adică în prima duminică după Rusalii. Anul acesta, postul durează până pe data de 29 iunie. În toată această perioadă, sâmbăta și duminica se mănâncă pește. Ce importanță are postul pentru creștini? Este un prilej potrivit pentru fiecare să treacă pe la scaunul Sfintei Spovedanii și apoi, cu binecuvântarea duhovnicului, să primească Sfânta Împărtășanie. Cu atât mai mult, cu cât nu este un post lung, nu este un post aspru, sunt de gât la pește, sâmbătă și duminica, și mai ales pentru orașul nostru are o semnătate deosebită, pentru că la sfârșitul postului este hramul uh, Bisericii din Centru, Biserica Sfinții Apostolul Petru și Pavel. Pe toată durata postului nu se fac nunți și asta pentru că postirea nu este compatibilă cu bucuria și petrecerile care însoțesc de regulă nunțile. Le recomand credincioșilor ca în această perioadă, ca și în toate perioadele de post, să se oprească puțin din această alergare prin vâltoarea vieții și să găsească câteva clipe de liniște, de pace, să mediteze și să se gândească cu mai multă profunzime și cu mai multă atenție la sensul existenței omului în această lume. Pentru că, dincolo de toate aspectele materiale acestei vieți, vine vremea când ne înfățișăm înaintea dreptului judecător doar cu bagajul faptelor bune și Rele pe care le-am făcut de-a lungul vieții noastre. Aceste momente de curățenie sufletească și trupească ne oferă posibilitatea de a medita asupra misiunii pe care au avut-o cei doi apostole bisericii. Postul presupune abstinență, sporirea rugăciunii pentru ca astfel să înmulțim fapta cea bună. Trebuie să ne gândim și la suferințele aproape lui, astfel că ar trebui să încercăm să fim mai buni și mai darnici.